căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și giveaway, dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelați, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Dezdemona, sunt doar Marius și Ilona. Bună seara, bună seara! Oh. Bună seara, Ilona! Stai un pic că mă echipez de ediție estivală, mai un pic. Păi asta ediție estivală, adică de unde se face? De la mare? Se face de la mare, da, bineînțeles. Wow! N-ai net? Link, n-are link, Dan Rădulescu n-are link, e în kilo, nici în kilo, într-un prosopel. Mi se supește în casă să are pe mail. Dumnezeu. M-am sunat pe cap, sincer, nu pentru că mă simțeam foarte rău, ci pentru că mă gândeam că vreau să se vadă clar că este ediție estivală, pentru că să se vadă așa părul un pic umed, sărat, frumos. Păi, dar tu știi că ai impregnat tot internetul cu miros de sare? Ce, nu, bine că nu l-ai impregnat cu miros de porumb. Nu, dar vine de la tine un miros de meduză, așa parcă. Nu se poate să faci așa ceva să-ți sară Dumnezeul. Noroc. Noroc, noroc, Doamne ajută. Ce faci? Ești la București? Doamne ajută. Nu, nu, sunt la mare. Sunt la mare. Ai ieșit tu la mare? Da, am venit în vamă 2-3 zile. A, ce frumos. Și noi ne-am venit în vamă. Am zis că mi-am pus slipul, mi-am pus prosopul. Hai mă puțin, dar eu nu sunt. Uite ce estival sunt. Ia uite. Să se vadă. Ia uite. O, alt stil. Nu, dar da. E... N-am ce să... L-am cunoscut și pe Cătălin Botejatul. Am înțeles. Eu am venit direct de pe plajă și am zis că... N-am mai avut rost să mă... Ai prins ceva? O, știu că vreo doi guvizi. Uh-huh. Am prins ceva, da. Da, guvide, merge. Guvide n-ai prins, nu? Nu. N-am, nu. O să, da, corect, exact. Cam asta am. Ai savurat o scamare? Un papanaș. Un papanaș? Păi îți dă mâna la vârsta ta, nu mâncam papanaș. Eu n-am mai mâncat papanaș, știi, de când? Aproape de la 2 ani când am început să mă îngras. Da, mi se pare normal. Eu acum sunt într-o revenire de formă, cumva. Am aici, ne-am adus echipamentul de alergat. Alergați dimineață, dumneavoastră? Da, dimineața eu alerg pe malul mării, poate la Bustul Gol, de exemplu, nu știu, trebuie să mă sfătuiesc cu echipa mea de PR. Poate alerg într-un pantalon scurt, mulat. Cam prost, Marius, pe calitate. În general vă referiți că am prost tot ce joc sau cum? Că nu înțeleg. Dar de ce la mine? Eu pe telefon, Luca, nu? Bună seara! Da, eu sunt, am intrat de pe... Iertați-mă că am întârziat, s-a cerut Ruju și s-a și dat. Da. M-am gândit că e de la vin, dar nu, e rujul. Am zis că va sări ceva din gură. Mă văd în ceață, dar nu înțeleg de ce. O fi murdar ecranul? Nu, domnul. O fi intrat nisip la cameră. Ia-s-o.
Hop. E, o fi mai bine acum? Altceva. Nu, e altceva. Ba, mie mi se pare că e... Să-ți fie rușine, domnul Infinito, sau doamne care vorbiți prostii. Marius a intrat pe telefonul fix, dar ce sunt eu? Ce sunt eu să vă bateți joc de mine în condițiile în care aproape arăta Latino Lover? Dar ești foarte sigur dar asta. Dar unde să... ești, Ilona? Ilona, la unde ești? La Vama Veche, la mare. Ce ciudat! Ia să vedem. Nu vă deranjăm, nu vă supărați. Băi, m-ați băgat? Scoate-mă de... Băi, nu vă e rușine? Puțină decentă. Bună seara. Dane, ce piept frumos. Ce piept bună frumos, seara. Rar am mai văzut piept de ăsta. Am mai văzut piept de ăsta la noi la magazin. Piept de ăsta. Foarte frumos. Dar ce abdomen. Ce abdomen, doamne. Abia aștept să întreb pe colegul Dan cum au registrat fetele de pe plajă, apariția lui care a fost, am înțeles, astăzi absolut fulminantă. Năucitoare. E ceva senzațional, adică eu îl văd că el de fapt nu s-a pregătit pentru emisiune, nu s-a spălat pentru emisiune. Eu am senzația că el s-a spălat pentru alte chestii necurate, dar asta doamne. E altă chestie. Exact, cu o chestie curată vrea să facă chestii necurate, după părerea mea. E răpitor. Dar circulă cineva pe acolo, pe la voi? Cine? Tiberiu? Cine? Orațiu? Cine urcă și coboară și face tot felul de lucruri? Este domnul administrator. Am înțeles. A, domnul administrator. A, păi să spunem unde suntem noi. Noi suntem într-o locație excepțională, într-un loc, da. De fapt. Da, noi suntem într-o locație excepțională care se numește Sunny Border. Așa, adică cum s-ar traduce în română pentru necunoscători? Vama de soare. Vama luminoasă. Vama luminoasă, uite. Vama luminoasă. Pura luminată. Da. Exact. Mergem să uite, Dan, cred că merge să ia o ciorbiță de foloncă, cum a spus sora mea. Uite ce frumos e la mine în cameră. Bine, mizerie un pic, că, mă rog. Uite. Dar ce seamănă și la tine seamănă că, ia uite. Păi eu fi avut același designer. Ia uite. E frumos, da. Foarte frumos. Stefan, da, împart camera cu Dan. E o problemă? Nu, că dacă avem o problemă, o explicăm. Marius, ieși pe ușă și mută-te în camera de lângă. De ce? E totul pregătit. E totul pregătit. Scuze. A, pe net. Deci, pe lângă faptul că m-ai păcălit azi ca o nesimțită, Ilona, ce ești, că mi-ai zis că apa e ciorbă și era apa rece. Era rece, Marius, de la o vârstă e rece. Era caldă. Eu am un instrument după care măsor apa rece. Asta. Când apa e rece... Înseamnă că eu nu trebuie să ies din mare când se uită ceva la mine. Pentru că totul e foarte mic. Marea fiind rece. Așa. Dacă e caldă, atunci eu pot să ies din mare pentru că înseamnă că totul e foarte mare. Astăzi când am ieșit din mare era totul foarte mic. Am înțeles. Și am fost recunoscut nenumărați fani, fane și toți aia de acolo care efectiv au... Pentru că m-am făcut de rușine. Dar eu nu m-am făcut cu fața astăzi, că am văzut pe litoral acolo cozi și cozi de oameni care stăteau la rând să ia autografe, să nu știu ce, să diverse. Era la mine, era la Midi. Se dădea Midi, unde stăteam eu mai încă, era Midi. Și era coada de la Midi. E periculos pe timpurile astea necurate, când umblă tot și virus și ăștia. Nu e bine să se facă cozi, să se facă, nu e bine cu aglomerație. Doamne, eu am făcut și baie în mare tot cu mască. Exact. Explicăm ce o să faci în seara asta. Eu? Da. Ascultă la mine, om atent la ce vorbești. Nu la ignoranții tăi, colegi, te blochezi. Ești din cameră pe dreapta și intră în camera aia deschisă. Da, ai tot resortul pentru tine, Marius. Tot de ce la mine se întâmplă lucrurile astea? Eu nu înțeleg. Tu ești un om și ghinionist, trebuie să știi. Să nu uităm că este prima oară când intru în emisiune și nu avem probleme tehnice, din punctul meu de vedere. Exact. Deci... Nu doar asta, dar noi putem să transmitem aici impecabil. Ia uite. Da. Ce faci, Ilona? Cum a fost ziua ta la mare astăzi?
Cum a fost ziua ta la mare azi? Ce ai făcut? Absolut extraordinară, Luca. Excelentă. Adică mi-am cumpărat cetii estivali, uite. Vai, ce frumoși sunt. Sunt spălată, aranjată, totul e pregătit. Văd. Pregătit de ce? Că până la urmă înțeleg că o să mai faci multe culci. Adică... Păi dacă se închide totul la 12, ce să fac? Dar n-ai și tu, totuși, tu ești genul de femeie care putea să ai aventuri. Nu. Nu știu, înseamnă că e o problemă la tine ce privește ceva. Închide și tu ușa aia că te-au început. Nu știu, eu te-au pe tine. Am făcut aici, nu mai știu ce cameră. Îmi place, Marius, că te prind din cameră în cameră, nu contează că e oameni, că e... Nu are mântuia, un auster și-a luat un resort întreg, numai pentru el. Bună, Marius! Bună, Ilona! Noroc! Noroc, sănătate! Sănătate, fericire! Ia să vedem! Bună, Dănu! Salut! Mamă, dar ce legă! E în cameră? Da, e în cameră. Dar dacă vrei să faci ceva cu el, nu e dispus. Ia să vedem. În momentul ăsta. Eu vă zic. Aici văd un aer condiționat. Bine e. Uite ce cameră frumoasă am. Ia să vedem. Da. Ce ai băit, astăzi? Hai să închid ușa, că am plecat să închid ușa și am ieșit după voi și am uitat să închid ușa. Nu v-aș arăta camera, dar la mine e dezordine. Povestește-ne că azi totuși ai fost pe o plajă de nudiști. Cum a fost prima ta impresie? N-am. Ce-ai văzut acolo? Ce te-ai impresionat? Fără ce vreau de la bărba și pe el. E dat la etaj care ce să băgăm și pe el. Măi, deci eu am fost astăzi pe o plajă nu chiar de nudiști, de semi-nudiști. Erau și oameni îmbrăcați. Am înțeles. Noi eram. Nu trebuie să mă tund deloc, nu trebuie să mă tund. Trebuie să fiu exact așa cum sunt. Nu mai băgați în cap prostii, doamna Manuela Moraru. Ce superbitate! A intrat Dan în cămașă, nu pot să cred. Bă, dar ce frumusețe de bărbat, bă, cum a spart editorat. Nu vorbesc cu oricine, nu dau bună seara la oricine. Da, trebuie să le spunem oamenilor că noi suntem în vamă, toți în același loc, dar calitatea internetului a fost inclusă în invitație. În invitația noastră, exact, și că e un loc absolut extraordinar, cu un net senzațional. Chiar ne gândeam astăzi dacă o să fie o emisiune de probă, dar merge foarte bine, vă văd bine, ne auzim bine, e perfect. Mâine să nu uităm că este ediția aniversară, se fac 80 de ediții. Totuși. Exact. Să vedem cum ne împăcăm cu vinul seara asta, că dacă eu mă împac bine cu vinul seara asta, cam un... Mâine nu știu dacă mai sunt capabil să mai fac o emisiune, că și eu nu sunt câștigat la belciuge. Am și eu o vacanță care vreau și eu să mă duc pe litoral, să mă plimb, să-mi spăl piciorușele în mare. Înseamnă că problema până acum a fost netul nostru de săraș, de acasă. Asta a fost problema. Dar eu vreau să știu de la Dan care e impresia lui despre plaja asta de nudiști. Despre plaja de nudiști? Ce te-a impresionat azi, de exemplu, la ce ai văzut? Cel mai tare m-a impresionat reacția Ilonei când ieșea ca o sirenă, jumate sirenă, jumate cașalot din apă și a rămas trăznită de imaginea unor momițe pe care le-a întâlnit mai mult sau mai puțin fără voia ei, care o întâmpinau la ieșirea din apă. Eu mi-am luat un prosecco. Mi-am luat un prosecco și a venit Horațiu lângă mine. Și cum vorbeam așa cu prosecco, cu Dan, cu Horațiu, m-am întors așa, fără să vreau. Și am făcut așa. Da, mai Horațiu. Era un pic ciudat așa să stai. Dar mie îmi place. Profesor mi-a zis să pun la loto. Mi se pare o idee foarte bună. Marius, cu cine a rămas Luca acasă? Luca n-a rămas acasă. Luca e plecat la pensiune la el. El are și el vacanța lui. Noi ne respectăm animalele exact cum respectăm și oamenii. S-a dus. Care jumătate era cașalotul? Hai să facem un pariu, 50-50. Cine crede că partea de sus, cine crede că partea de jos? Nu, e foarte șmecheră chestia. De la genunchi în jos e om și de la gât în sus e tot om. Cașalotul undeva la jumătate se strecoară acolo. Eu din câte am văzut, cașalotul ăsta se combină foarte bine cu meduza.
Adevărul e că e multe meduze la noi la mare, am observat și eu. Dar la mal acolo. După aia, dacă te duci mai în larg, e bine. Băi, chestia asta este că stai foarte bine la suprafață. Da. Pentru că eu am un colăcel aici, în față, care pur și simplu nu mă lasă să mă scufund. Ceea ce mi se pare o chestie interesantă. Ai și discountul ăla? Ai întrebat la restaurant dacă mai au meniu adipoșilor, unde se face discount la 20 de lei. Meniu adipoșilor. La 20 de lei. Meniu adipoșilor? Da, da, da. La 20 de lei. Yeah. Ilona, ce ciorbă ai mâncat tu azi? Ce ciorbă ai mâncat? Ciorba bețivului. Ah, ok. Noroc. Uite, a primit invitație, dacă vreți, la Berlin. Oh, ce frumos! Nu știu dacă aș avea curaj. Dar ziceți, mă, mergem la budiști noi odată, mâine la nudiști? La budiști am înțeles. La budiști, da. La nudiști, mergem la nudiști mâine, ne riscăm? Da, eu aș merge, da. Dar cum să stau cu tine? Cum să stau cu tine și cu Dan pe plajă așa? Și să stăm de vorbă normal și voi să-mi fluturați. Fluturi semnul de carte, că nu știi la ce pagină ai rămas, Sanchi. Știi? Dar cum? Băi, doamna Sasu, doamna doctor, încă nu ne-am. Asta este cea mai plăcută senzație, să intri în mare, să stai la plajă, să te fluture vântul peste tot, dar cu toate astea mi-e greu să mă obișnuiesc cu ideea. Adică totuși... Ai putea să stai față în față cu mine așa, să stăm, să ne uităm unul la altul și să discutăm serios despre o problemă? nu cred. Sau să joci o tablă așa, nici aia nu ai pic de credibilitate. Pe bune, ce să discut? Da, ne-a întrebat doamna doctor Sasu dacă ne-a mars. Nu ne-a mars, doamna doctor. Cineva dintre noi are planuri de ardere. Nu spui cine, persoană importantă. E din zona etajului întâi. Decadentă. Din zona Rarău-Trașcău. De aproape din zona aia. Probabil. Oricum, cineva e dispus să ardă în seara asta, deși soare nu mai e. Dar, din câte am înțeles, dorința e mare, putința e mică. Dar, mă rog, s-au făcut investiții, noi tot grupul am contribuit. Eu am mare încredere. Organizăm frumos, Milona o să le cânte ceva în timp ce se întâmplă. Eu am înțeles că o să aprind și o să sting lumina la nevoie. Oana, Luca, că eu fac valuri. Iertați-mă, dar Oana ne întreabă cum am nimerit fix la plaja de carte. Nu am nimerit, acolo am vrut să mergem pentru că e normal. Adică sunt momente în care simți nevoia să îți arunci. Nu, dar a fost atât de frumos, o muzică foarte frumoasă. Un jazz, un jazz. Ilona chiar s-a îndrăgostit, a făcut o pasiune pentru un domn căsătorit, e adevărat, care avea table și pe ea au atras o tablele alea foarte tare și a început să vorbească în engleză, spaniolă, germană, ci că domnul era englez. Deci s-a întâmplat mult. Nu, a fost foarte frumos. Am și citit astăzi o mică parte din... De exemplu, Dan s-a apucat să citească și... Murakami. Și l-a luat somnul. În schimb, Marius a insistat totuși să citească o carte. El cred că a ajuns până la 10-15 pagini, le-a reușit, le-a dovedit. Eu tot la fel am încercat 10 pagini și pe mine m-a căpiat un pic, m-a obosit. În rest, am dreptul din Prosecco, din... Ce am găsit, adică nu. Din mare. Eu trebuie să recunoașteți că totuși eu am ținut atmosfera astăzi și am comunicat cu lumea, am fost în vervă, am invitat oamenii la dans, pe unii am invitat în apă. Adică am fost într-o efervescență care, vă zic, rar mi se întâmplă că eu sunt foarte rar. Dani, ai ceva să ne spui despre întâlnirea din seara asta de după emisiune? Nu, eu vreau. Doamna doctor Sasu, mulțumim. Uite, a întrebat numai dacă s-a ars Dan. Deocamdată v-am zis nu. Încă nu s-a ars. Nu, eu vreau să vorbesc doar două momente. Primul e ăla când am discutat de somnifere. Tu ce iei somn control, tu iei cu tare nu știu ce. Și Ilona a scos o carte și a zis, credeți-mă, două pagini de treaba asta. Și m-am dus direct la somn, n-am nicio... Imovan, totul, cartea, da. Cine are imovane? Aveți imovane la voi? Nu, n-am luat. Așa aveam eu acasă, dar și eu am uitat. Are Ilona cărți. Eu am cărți, eu chiar am multe cărți și de mâine chiar sunt chitită să citesc în fiecare zi. Dacă eu nu citesc o carte pe zi zilele astea, treaba voastră, o să vedeți. Dar se vede deja că ai început. Mâine, da, mâine începe cu juvetele de treflă, apoi mâine ce cărți mai bine. Dacă apucă să treacă de alea 6 pahare de Prosecco, pe care le are la micul dejun, dacă apucă să treacă de alea, după aia sigur mai citește.
Doamna Sasu, eu sunt un pic ars la față că am mers mult pe plajă, că a trebuit să-mi cer scuze la oamenii cu prosoapele de lângă apă, că s-a aruncat Ilona mai brusc în apă și i-a stropit pe toți pe acolo, i-a făcut ciuciulete și... A fost și asta că a trebuit să chemăm la un moment dat un tractor, că ea trebuia să iasă din apă, nu putea să iasă cu frică, săraca. Am legat-o de un tractor, am legat-o cu cașnoazet, cu de ăla de-am tras-o afară. A venit la... salvamarii, a venit... Am lăsat dâre pe plajă, s-a inundat plaja, că mă rog, a fost complicat. V-ați luat protecție? Da. Când vă râdeți, dar chiar am luat protecție. De toate felurile, de soare, de... Tot. Suntem protejați. Suntem protejați. Vreau să te întreb ceva acum serios. Da, frumoasa mea, da, frumoasa mea, sigur, iubita mea. Tu în stațiune de tineret, tu un moșuleț cu probleme la genunchi, cu probleme asta la... Asta sunt și eu curios. Ia. Vreau să știu cum te simți într-o stațiune de tineret în care oamenii socializează, comunică, sunt prieteni, adică e o atmosferă aparte față de... Nu cred că te-ai simți mai bine la Sâsio, la Techidio, la Băile Herculane, la Nămoluri. Acum eu am avut noroc că am un anturaj care îmi ridică self-esteem-ul. Adică pur și simplu mă uit la voi și văd la tine totuși că s-a adăugat pe aici pe acolo niște hălci de carne. Și atunci mă mai întrebesc și eu puțin. Mă uit la domnul Dan, care are un pic de celulimă, de ceva. La ăsta mă uit, săracul ăsta micu, care când se așează pe șezlong face aoleoleoleo. Da. Deci sunt într-o companie care, să știi, totuși nu sunt foarte departe de voi. Și asta mă bucură, pentru că asta mi-arată mie că m-am păstrat tânăr. M-am uitat și la clipișorii băieților, nu e mare lucru nici acolo, deci n-am de ce să mă flexez. Suntem în asta spui așa acum, dar când am mers la bar tot și am băut un shot și doar ție ți-a zis sănătate barmanul, aia cum a fost? No, ne-a zis hai noroc și lui Marius sănătate, nu mai bine. S-auzim de bine. Să fie într-un ceas bun. Dănuț, am și o întrebare. De ce așa aranjat în seara asta? Care e? Băi, mergem atât de rar la mare în formula asta, că nu pierdem nicio seară. Am înțeles. Dar noi mai ieșim în oraș la misiune? Nu. Oamenii în vârstă nu mai ies. Oamenii tineri ies, cum ar fi Luca, Dani, ei ies, pentru că sunt tineri. Noi, ceilalți, o să mai ies. Ei au tot dreptul, na. Ce să zic? Mariu, ai citit ce a scris domnul? Ai citit asta, Marius, că jur că am înțeles, am un anturaj care îmi ridică selfie stick-ul. Ridică acolo. Scoteți-mă un pic să-mi aduc încărcătorul. Selfie-sticul. Da. Eu abia așteptam prima experiență. Nu știu dacă prima, că nu cred că e prima experiență a lui Marius în vama veche, dar este prima experiență a lui Marius în vama veche cu noi. În compania unor tineri zvelți. Zvelți. Mă rog, că te-ai pus paharul pe microfon, nu știu ce ai făcut, că se aude din cad din WC. Mi-am băgat căștile, probabil. Așa, da. Se aude prost, e ok? Bă, eu înțeleg că abia aștepta experiența cu el, dar chiar să-i pui lesă, să-l plimbi așa ca pe maimuță pe plajă, să faci poze cu el, nu știu dacă a fost ok. Pe cine? Iartă-mă. Pe Marius. Na. N-ai văzut că a venit puhoi de lume, a fost. Nu e safe, Ilona. Pe de altă parte, mi-aș dori să știu și părerea lui Luca vis-a-vis de asta, pentru că și el e cel mai tânăr dintre noi și a venit în vamă cu săracul, adică, nu știu, vine să-i găsesc niște prieteni. De bune, nu pot să umbli cu Marius Manole, care săracul, el l-ai văzut, pe unde să oprească, te-a voltare în își dădea la genunchi, adică... Ia uite. Mă, Ilona, e o experiență ciudată pentru mine, dar... Fie rușine nesimțiților că trăiți pe banii mei de luni de zile. Fie rușine că de pe urma trecutului mâncat. Ia stai că au intrat iar asta, trebuie să dau cu... Un ban umedicat. Vai de mine. Ilona se aude rău. Uite, mă aud mai rău cu căștile. Fac, scot căștile? Da, se aude un pic în fundată. Da. Ok. Băi, căștile astea mă zic... Poftim? Da.
Și a revenit Marius. Puterea ursului, de asta am auzit și eu că poți să dai cu puterea putoare. Puterea ursului. Puterea ursului e foarte bună pentru orice fel de probleme. Dar tu de unde știi, măi, la vârsta ta? Unde dai tu cu puterea ursului? Eu nu mă dau cu puterea ursului, să dădea bunicul meu cu puterea ursului. Peste tot. Da, bine, n-avea aceeași vârstă cu tine, dar nu era departe. Bă, dar chiar eu cred că mi se pare că am depășit orice limită. Adică n-am ajuns totuși, domnul Luca. Eu vă înțeleg, sunteți un mare pianist, sunteți cineva important pentru istoria țării, dar nu se poate. Haideți să mulțumim. Hai, dacă tot l-ai dat. Ce ai zis? Ziceam că dacă tot l-ai dat afară, să-l bârfim cum cere el un ardei iute la restaurant. Stimate domn, fiți amabil, dacă aveți bunătatea și dispoziția, un ardei iute dacă se poate, pentru domnul Marius Manole. Da. Se poate, dar vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Bă, Dane, asta e și creșterea bună de acasă. Da, e adevărat. Cum să nu? Mă, ce tu vă frecați acolo? Cine să tot treacă pe ușile alea, că mă aude două ori? Luca! Face bine la ten. Dar eu n-am probleme cu tenul, cu capul am probleme. Domnul Capetian întreabă dacă mai avem. Întrebarea de bază este, noi am venit în această vacanță, nu doar ca să ne relaxăm, exact, asta zic și eu, ci ca să planificăm acest fenomen care se va întâmpla pe 5 septembrie și în care noi nu știm exact cum o să se desfășoare. Și aici suntem împreună într-o vacanță, dar suntem și într-un fel de... campanie de promovare. Exact, într-un team building, că nu știam cum se numește team building. Da. Motiv pentru care trebuie să stabilim cum ne organizăm spectacolul. Dar? Păi eu nu știu dacă ajung, Ilona, în primul rând. La spectacol? Da, și nu știu dacă vreau să fiu prezent. Pentru că în secunda în care observ că oamenii din jurul meu nu mă respectă, nu sunt respectat, n-am de ce să fiu acolo. Păi atunci ce cauți în viață? Asta e întrebarea. Nu, nu știu. În viață eu caut succesul și l-am găsit. Nu băiatule, măi. Na, eu am și bodyguards și acum a fost o chestie. Haideți, mai luați-l de aici. Eu sunt și cu bodyguards la mare, îmi pare rău, dar... Hai de cap. Facem un brainstorming, suntem la mare, facem un brainstorming. Da. Ilona, ai zis că faci bani de buviz în seara asta, n-ai făcut nimic. Dacă nu ai dat... Se face brainstorming despre spectacol de pe 5 septembrie și banii de hamții, care, iartă-mă să zic, dar... A venit acolo, de trei porții cât suntem noi, a venit. Acum că nu ne mai ajunge și de mămăliguță, e altă discuție. Că nu te ajunge și de mămăliguță, dacă stai să te gândești. Da. Trebuie să alegi ori mămăliguță, ori hamsie. Uite, bere fiecare. Eu nu beau bere, o să beau un par de vin. Am primit un vin aici de la gazdele noastre, care este excepțional, vin de casă. Eu nu mai am. Fără parameci, fără alte prostii. Fără parameni. Și mulțumim parameni. Mai spunem oamenilor că gazdele noastre, care sunt foarte drăguțe, urmăreau emisiunea de dinainte ca noi să venim aici și acum ne-au pus la dispoziție tot ce am avut nevoie ca să facem emisiunea. Mai exact, în primul și în primul rând, vin, pentru că ei știau că emisiunea nu se poate desfășura fără băutură spiritoasă. Se bazează pe vin. Voi potoliți-vă, nu mai plecați și intrați, că i-am zăbăcit pe oamenii ăștia de cap pe acel. Nu, Ema, nu am mâncat la Kerhana, pentru că ghiși ce? Ilona detestă peștele. A vrut să venim în vamă ca să nu audă de pește. Dacă poți să crezi așa ceva. Nu mai e vin, dacă mai e vin. Ne-am conformat ca să nu supărăm domnișoara grupului și am mers tot să mâncăm pizza astăzi. Asta am făcut. Dacă puteți să crezi. Recunosc că eu m-am desprins de grupul ăsta și am luat o friptură de vită mică. Da. Că eu vă spun, eu sunt cu vechile obiceiuri, cu pizza, uite, și de hamsie cu mămăligă. Mulțumim, Camelia. Avem la masă după asta, copii. Vă dau o hamsie din partea mea, la fiecare. Ilona, ție te aștept la o hamsie mai specială după emisiune. Nu mai vorbesc de faptul că noi acum când era distracția întoi în vama veche și Marius avea deja cămașa desfăcută, după cum ați văzut, că el era gata să meargă la discoteci. Deci el voia să ia discotecii la rând. Pe lângă dezamăgirea pe care a avut-o că toate se închid la ora 12,
Și a adus aminte că avem și emisiunea de făcut și că nici nu are timp să meargă, că el acum era pe faleze, el acum făcea dansuri în nisip, de scunții. Eu acum eram la cârciumă, în Mamaia, atenție, în Mamaia, unde cânta, îmi cânta, poate la ureche îmi cânta, doamna Maria Buză. Exact, exact, nu mai zic de asta. Și de tu care... Sau păi mâine seară, că pe 28 am spectacol în Constanța. Iată. Uite, că e noua din vama, imediat după ce treceți de nudiști. E din Giurgiu și nu vrea pește. Nu mai vrea să... Cum trece noi de nudiști? Că aici nu e o problemă. Poftiți? Nu am înțeles. Cum trecem de nudiști? Nu cred că putem să trecem de nudiști, că eu mă proptesc acolo. Eu acolo. Astăzi, surpriza mare a fost că eu am intrat în apă să mă scald. Cum se scaldă omul la mare? Na? Și un pic la 2 metri lângă mine a intrat un domn la bustul gol, nu, dar nu doar la bustul gol, la trupul gol, să-i spunem așa. La trupul gol, să zicem așa. Ai, cum ai zis? La ștuțul gol. La ștuțul gol. Și eu am intrat acolo și în apă, deci eu mă scăldeam cu domnul care era și el în ștuțul gol. Și m-am blocat. Moment în care Marius, de față cu domnul, a zis, ea așa mai face. Ea când o duc la carmangerie, se oprește acolo și se uită în vitrină. Adică... Am zis că îi place tot ce atârnă. Nu așa ai zis, ai zis că la carmangerie, că eu când mă duc la carmangerie... Am zis că îmi place tot ce atârnă și că eu de multe ori când merg cu tine să cumpără carne, tu rămâi cu gură căscată în fața unei bucăți de porc care atârnă. Da, și a trecut o doamnă care a zis, porumb fert avem, și Ilona a zis, nu, că am văzut despui coceni astăzi, mi-a ajuns cu scoceni, am văzut, nu mai vreau. Doamne, dar n-am văzut atâta în viața mea, atâtea, n-am văzut de când mă știu. Dar, ce diversitate, ce de forme, de la micro până la macro, de la cea târnă. Le-a dat premii, cea care le-a dat două premii întâi a fost astăzi. S-a bătut doi pe premii întâi. Da, era... Uite, Dani, mâine te duc să-ți dau un biban de mare la Kerhana. Da, eu te duc să-ți dau un biban mare pe plajă. Un mare biban de mare. Dar voi acum, eu sunt aici la mare cu atâția bărbați, voi nu v-ar fi puțin așa rușine să mergeți cu mine la nudiști? Nu zic că eu am un corp absolut senzațional, dar voi nu v-ar fi așa un pic? Voi n-ați avea nicio... Mie nu mi-ar fi rușine că s-ar putea crede că costumul e ascuns undeva de desubt, sub pliurile alea, deci nu s-ar prinde nimeni că ești... Ilona, mie nu mi-e rușine, am mai fost și cu bunii, am mai fost cu mai mulți. Nu mi-e rușine. Ai grijă ce spui, că s-ar putea ca mama ta să fie pe emisiunea asta. Și nu, eu zic nu. Să ai grijă ce spui, că ne luăm toți. Ilona. M-am dat cu cremă, sunt protejat, e ok. M-am dat cu cremă, mă dau cu apă termală. Eu cred că aș râde în continuu, de când m-aș dezbrăca. Cred că aș râde în continuu. Trebuie să facem asta, nu există. Trebuie să... Cum să facem? Cum adică? Nu să facem așa mâine. Ne dezbrăcăm toți trei. Tu, Ilona, te pozezi între noi pe plajă și scrii așa. Între două nu te plouă. Și postezi asta mâine. Vrei? Ai curaj? Nu. Mamă, ce bun e vinul ăsta. E foarte bun. Noroc, Marius. Cred că e strugurată. E super bun, da. Noi nu eram nudi. Este. Noi eram, Ilona era îmbrăcată, mai avea un pic și avea de ăsta, tricou cu costum, cu totuși cu gât, ca Helenzile. Uite, iată. Avea și ciorapii în picioare, a intrat cu ciorapii în mare. Da, era foarte... Ori era lucru de corpul ei, ori ceva. Oricum, e o treabă. Asta cu nudiști. Eu mâine am Marius, să... e o formă de libertate. Eu vă spun sincer, mie mi-e frică să mă bag în pacă la ce am văzut astăzi. Deci pur și simplu nu știu cum să mă liniștesc, la ce să mă gândesc, ce exerciții să fac din astea de concentrare, de... Eu mă gândesc la... Poftiți? Eu mă gândesc că Dan o să aibă tot felul de fantezii. Cine Dan? Da, după toate experiența, uite, a lui Mojo, cum am mai spus, dacă merge Marius cu Ilona acolo, îi cântă lui Marius. Coace, Doamne, prunel! Uite, zici că-s cinci vloggeri săraci. Are dreptate și domnul Cristian Călin.
Ne-ați vlogări, nu știu, dar săraci nu sigur. Că nu suntem vlogări, dar ne-ați nimerit aia cu săraci, ați răsucit cu titurana. Eu apreciez mai ales capacitatea de a număra domnului Cristian Călin. Și trebuie să dați Sidonia, te pup. Și trebuie să dați, m-am întâlnit cu Sidonia, că am fost la Timișoara, am întâlnit cu Sidonia, cu Sebastian, prietenii noștri, am servit un prosecco împreună. S-a întâmplat tot felul de mărcăși acolo. Frumos. Da. Tot pe Paul, te pupăm. Săraș ca săraș, dar ne meri bine numărul. Exact. Doamna Elisei, de-aia sunteți sărași că vă permiteți la mare. Am venit la mare prin bunăvoința unor galde foarte de treabă. Ca așa noi nu veneam, vă dați seama. Păi dacă făceam o socoteală la așa, la prima mână, cu hamsireci, cu mămăliguța și cu mușdeiul ce era și cu două, trei persecă pe plajă, păi te duce, te rupe. Și nici vinul ăsta, dacă nu era pe gratis, nu aveam de unde. În seara asta chiar că n-aveam. N-aveam. Dar ne-am dăneam un opt, avem noi fiecare camera noastră. Încări mai facem pe bartere de astea. Ca și bartere, eu zic că e ok. Că noi acum suntem veniți pe bartere. Dar noi ce dăm la schimb? Am înțeles că, dar ce dăm noi la schimb? Că noi n-am adus și noi ceva la un cadou, nu am adus nimic. Am venit cu mâinile goale și cu trăieștile mâini. Și cu buzunarele și mai goale. Da. N-am niciun răspuns. Dan, scuze-ne că te deranjăm, dar tu ești acum live, în direct, în emisiune. Emisiune pe care tu trebuie să o ții în fiecare seară, pentru că ești parte din ea. Dacă vrei să te duci, că te așteaptă cineva la expirat sau la, nu știu, la... Unde ai tu treabă cu fetele, cu nu la știu ce? Uite, am mai primit de la Alexandru. Vedea ce copil frumos are Alexandru. Vezi ce copil frumos are Alexandru? Deci se poate. Deci, uite, noi mâine stăm, uitați, mâine dimineață facem așa. Ei o să doarmă, eu ies să alerg un pic pe plajă, că vreau să merg să etalez trupul pe plajă. După aia, după la ora 10, noi stăm aici la casă, în plajele noastre și așteptăm cu oamenii. Ce aveți? Vinuri, strudele, să spun. Vinuri, știuci. Ce aveți? Ce să mănâncă? Hamsie. Stridii, midii, rapane, dacă aveți. Mămăliguță. Măi, nu. Mă las să filmez în seara asta cu o cameră tot timpul? Pe mine? Pe Dan. Anume? Mă las să filmez cu o cameră tot timpul, să fiu așa ca un fel de regizor. Un fel de mini vlog. Așa, daily vlog din concediul lui Dan Rădulescu. Sigur că da. Te pun uite aici pe frigider. Da, chiar dacă faci frigiderii, nu dai afară din cameră. Nu, dar să stau unicat acolo, să zic că e o statuie cu Marius Manole. Nu o să crede că ești. Eu mă îmbrac frumos și stau acolo, mă dau cu parfum, care are trup de flășcău și care e de pompleu. La mine evident că e de flășcău, Petronel, evident. Iar la Dan este ceva, nu cred că n-am nimerit azi, mă uitam, încercam să-l definez. Era... E baflășcău, baflonfleu. Fonfleu. Ca să zic așa, până la piept ar fi fonfleu. De la piept, dar tot așa un pic de capaloțeal așa. După are care... El aduce un pic, la, dacă stai să te uiți un pic la mijloc, așa, între sâni, cum ar veni și partea de jos, el are iz de capaloțeal. Trebuie să recunoască sânii frumoși. Eu am crezut prima dată că are implant. Nu, Doamne ferește. Eu așa sunt frumos ca la Dan, rar am văzut. Nu, Marius, sunt ai lui. Nu. Da, mă rog. După aia, în partea de jos, acum după pantalona și pe care l-avea, nu știu ce să vă spun exact. Că nu știu ce să vă zic. Nu știu, o să vedem. O să mai stăm și o să mai vedem. Luca își face tratament facial în direct. Păi da, nu. Păi ce dacă să fac? Marius, dacă iei un loc aici pe frigider, o să te lămurești în seara asta și o să vezi că de mâine nu o să mai fie Ilona în emisiune. Nu o să mai fie nevoie de ea. O să conving. Cristian, Căline, sau cum te strigam a ta? Călinu, Călinu, Cristi, Cristian, cum te strigam a ta? Cine te pune, măi, mamă, măi, să stai în tot? Cum te pui tu la tine acasă frumos? Sau să dai drumul la emisiunile care fac ție viața frumoasă? Tu vezi că aici sunt cinci proști?
Chiar nu vezi că sunt 5 proști care stăm în el. Este o parcărie. Nu îmi place mă de el. Că a zis că e parcărie, mie mi se pare ok. Dar e parcarie, dar nu se poate, frate. Ce dacă e parcarie asta? Acum, serios, bă, Marius, dar nu se poate. Suntem totuși serios. Într-o oameni. Hey, Cristian, Cătălin, îmi cer scuze pentru insuensa asta, dar tu trebuie să ții cont că noi suntem în vacanță și noi. Uite, Luca, câte spraiți era la tine? Câte spraiți? Mai am. Am apă termală, am cremă de plaje și mai am vreo 2-3 spraie, dar nu mai ridic acum să le arăt că e mai... Dar na. Tu provii de familie, totuși o familie înstărită, poate zic așa. Înstărită, da, aș putea spune. Înstărită, de calitate, da. Vin în... Da, e, ce s-a nimerit, vlogging, norocul. Bă, dar noi de ce n-am studiat vlogging la facultate? Că uite, deci în primul n-am rând... N-am avut noroc, Dan, n-am avut noroc. Da. Că știi ce, bani, știi ce bani se face din vlog? Aoleo... Da, nu e așa simplu, Luca, crede-mă. Măi, dar nu eram în vama acum, eram undeva în Grecia, în Mykonos. Păi tu îți dai seama vlogging-ul nu era când era Dan la facultate, dar nu barem când era Marius, nici nu exista, nu se pronunța, cuvântul vlogger nu se folosea când a fost Marius. Nici nu era în dicționar, nici nu era în dicționar când era Marius. El acum s-a băgat de curând, un an, doi. Zi mă, Ilona, ai reușit să, când era Marius, nu era blogul. Când era Marius, era blogul, domnul Horațiu. Că eu sunt unul din oamenii care am avut blog în țara asta. Nu știam să scriu românește, corect, și nu puteam să scriu. Dar am avut. Întreabă cineva dacă am reușit să avem scara de scris a lui Hâs Johnule. Nu, e greu. Am încercat astăzi, am pornit bine de dimineață, dar între timp ne-am pusit, pentru că e normal, na, nu poți să fie așa langa toată ziua, îl apreciem, îl susținem, dar nu ne e ieși. Foarte greu. E foarte nu, greu. Nu, nu avem pe cheluțu, adică tot motorul acolo e cheluțu, ori noi îl avem doar pe chelu, care, mă rog, nici nu e chel în totalitate, că mai are, Dani, te deranjăm? Nu, citeam un coment că spunea că dacă ești ador, măcar închide de la soare, de la mare, de la asta, când? Ai și mâncat un pic? Nu mă deranjează. Vorbiți mai departe, vă rog. Spune. Mulțumim frumos. Mai uite, Ilona, întrebarea mea e că eu nici n-am știut astăzi, când am venit cu voi la mare, nu m-am gândit și nu mi-am pus problema că, pe lângă că nu avem atitudinea lui Hâs Johnule, ceea ce e normal, eu nu m-am gândit că nu o să văd niște trupuri bine sculptate. Nu, nici prin cap nu mi-a trecut că voi vă dați jos tricourile și văd niște chestii care erau un fel de cercuri, care nu erau deloc pătrățele, erau niște chestii, mă rog, că voi ați râs de mine toată ziua, că, domne, eu sunt cașalot. Bun, eu mi-am asumat, dar totuși voi când v-ați dat jos tricourile, am văzut oameni care se întorceau cu spatele. Ei nu mai puteau să privească către șezlongurile noastre. Și asta mie nu mi se pare ok. Eu nu știu. Eu în locul tău aș face o gaură în pământ, m-aș băga acolo și l-aș ruga pe Horatul să pune și pământ deasupra și să stau până mâine dimineața cu buzele la rece. Măi, Ilona, tu îți dai seama, noi am venit oamenilor de la plaja cu carte, le-am promis că venim cu o bunăciune. Care a fost bunăciunea, te întreb? Că cel mai bunăciune dintre noi toți era Luca. Păi e posibil. Mă rog, în sensul bunăciune la nivelul minim. Da. Păi când a văzut pe tumașul ăla pe care te ieșeai din apă, să vedea așa cum se... Complea acolo. Uite, oamenii și fanii mei spun că arăt foarte bine. Numai ce m-am uitat pe storiile Marius. Deci n-am văzut niciunul care să zică, băi, așa și pe dincolo. Eu nu v-am arătat pe voi, dar de mâine încolo o să vă arăt, ca să știe și oamenii cu cine am de-a face și ce priveliște am eu zi de zi și care sunt motivele pentru care eu am probleme cu stomacul. Am probleme... Fanii tăi cred că o să te susțină și când o să vii pe aparate. O să zică, bă, câtă vreme mai respiră, na, e super. Ce frumoase, știi că aia când ai fost la mormântare și, bă, era mort așa de frumos. Dane, am văzut că ați făcut grătar azi la plajă. Am făcut, da, am făcut că grătar, da. Făceați vânt cu cartea, da. Cu... Uite, da, domnule, mă place în secret, n-am ce să zic, are un costum. Nu, e ușor. Mâine se vede ce costum am, deci mâine rup cu ce costum am. Gata. Nu cred că schimb costumul și nu cred că îți pui de la...
Te rog eu tot întreg să fie. Întreg e, că îți dai seama, eu nu risc, Marius, să fie doping. Eu la doping... mai știe lumea, o mai... Da. Se poate. Da. Într-adevăr, am făcut și un grătar. Nu înțelegeam eu de ce nu ne lasă Ilona să punem nimic în portbagaj. Când am deschis portbagajul, era un mic acordeon acolo, făcut din lemne, deasupra un grătărel, și așa a luat-o pachetul. Cristian, te ducăm o seară profundă. Cristian, te rog să lăsa, Cristian. După ce terminăm aici, venim și noi pe live-ul lui Marian Borcea. Deci imediat acum închidem, că nu mai stăm urcă. Astea edițiile estivale sunt mai scurte, nu sunt cât alea normale. Imediat terminăm și venim și noi, ne vedem pe live-ul Marian. Călinus, nu se poate să te superi așa ca măgarul păsat. Hai că mai e puțin, mai e puțin, Călinuț. Lasă-mă, bă, dacă omul nu mai rezistă, lasă, că oricum știi că acolo ajungeam și noi pe live-ul lui Marian Borcea. Știi că acolo ne... Călin, înainte să ieși, dacă ai cumva 20 de ron sau 100 de ron de donat, după aia du-te liniștit, du-te și culcă-te, fă ce vrei, da? Hai, du-te acolo. Du-te liniștit. Noi nu ne supărăm. Ați văzut Salva Marea? Că eu m-am uitat să văd Gen Baywatch și n-am văzut nimic. Nu era. Eu am văzut niște Salva Mici. Bancul serii, doamnelor și domnilor, asta e, la mare, la ediția asta estivală tot e mai slab, inclusiv bancul asta a fost. Ne cerem scuze, cred că Marius a și blocat cu ocazia asta. A, nu, e acolo, clipește. Marius, mai ești. Mai e, dar cred că e rușine. Da, drăguț. Aștept, să servească Nicu, ce e? Ce? Nu îl văd, Călin, cum să nu? Dar nu ne-am bronzat că noi stăm la umbră. A, uite, băi, Cristian, deci a zis că iese și cu toate astea n-a ieșit. El stă aici să aibă... Da, a rămas de dragul meu. Bravo, mulțumesc, Călin. Dă-ne să-mi trimiți contul tău, te rog, Călin. Când ai un timp, zi, rog. Cristian, noi o facem pentru mai mult, dar la ce comentarii lași, cam acolo am evaluat na, ce ai putut să ne dai. Ne-am gândit să nu scriem nici să-ți fie peste mână. Și așa din da. Cam de 20 de lei au fost comentariile și am zis să fie tanda pe manda. Asta ar fi. Vreau să mă cât timp a pierdut micuțul din... Băi, n-am făcut o flotare azi, n-am făcut. Băi, săracul de tine, băi, mare. N-am făcut o plancea, n-am făcut o... Marius, lasă că mâine la 6:30 ești pe plajă, alergi, sigur. Și dacă alergi, ce să faci, Luca? Fac un pariu cu tine după aia și dacă alergi, respecti pariu? Deci tu, pe bune, tu mâine te duci pe sol pe plajă la ora 7-8? El și pescărușii. Bine, hai să o vedem și pe asta. Ok, eu n-am, nu mai zic nimic. Ok, Bine. Nu știu ce să zic. M-am săturat de voi ca de mere pădurețe. Băi, dar eu sunt curioasă cât rezistă domnul Călin, că eu cred că nu, vrea să iasă totuși. Și eu la fel zic, da. Dar eu cred că e tot Marius Pald de pe alt cont. Ar fi în stare să fac asta. Îl cred în stare. E de pe telefon. Că și avatarul ăla pare pus așa la derută. Nu e adevărat. Mai e un banc pregătit înainte de încheiere? Nu mai am niciun banc, ăsta a fost, cu Salva Mari și Salva Mici. Vreau să pun pariu, domnul Elisei. Vreau să pun pariu cu dumneavoastră. Mare a fost de la 12, mai ales dimineața. Bine, domnul Căli, unde? De ce mi-a luat din nu față? Nu mai este nimic acum. Nu Călin, alt Călin era. Doamna Camelia, noi pe plaja de carte făceam vânt cu cărțile la grătar. Hai să facem ground-me pentru Cristian, Călin, pentru tratament. Lăsați-l, oameni buni, Doamne ferește. Zici că sunt la mare cu nepoțe și bunicul. Da. Cine mai e primul? Salut, Călin, bravo, no, Călin. Cine mai e primul? Marius, n-ai citit bine, ai citit altfel. Zici că sunt la mare nepoții cu bunicul. Tu ai citit altfel și suna cu totul altceva. Dar mă întreb cine e bunicul în schema asta, oare? Măi, e clar cine e bunicul. E clar că noi suntem copii.
Măi, Cristian, dar noi nu este lucru, dar noi nu ne face plăcere, că Cristian, nu se poate. Ni deci de Ce fac în apă? Diana, să-ți fie rușine. Am ajuns bătaia de joc a internetului din România, care eram un mare star pe scenă din România. Mă gândeam să întreb dacă contează la nudite și catargul cât este de mare cum privesc ele, că eu nu mai vin la nudite. Învățiți fraza într-o pozitiv. Dan, din rândul 3. Te rog frumos, treci în față. Împarte fraza pe propoziții. Mă gândeam, bară. Ce mă gândeam? Să întreb, bară, dacă contează la nudiste și catatârg. Nu, deja m-a pierdut. Catatârgul cât este de mare. Deci mă gândeam, bară, să întreb, bară, dacă contează la nudiste și catatârgul cât este de mare, bară, cum privesc ele, bară, că eu nu mai vin la nudism. Punct. Bine, Rădulescu, treci în bancă. Treci în banca ta. 10. Dar răspunsul ar fi că nu contează. Îți spun sigur că nu contează, fiindcă dacă ar fi contat, pe WhatsApp, dar nu am telefonul la mine, Orațu. Stai că mă duc să-mi iau telefonul. Da, chiar, n-a fost niciun n-a fost niciun catatârg, mai de Doamne ajută așa, nu? Dane, nu ne bucăști tu cu un banc? Cu un banc în era asta? Pot să vă zic, un muzician care merge în vamă și cere o porție de MIDI și ia zic, n-avem. Dar aveți măcar WAV? Vai. MIDI am și WAV? Pe vremea ta, Luca, nu cred că erau extensiile astea. Adică nu cred că le-ai mai primit. Când stau în mi s-au scapat. Erau. Deci MIDI și WAV. Dragii, pare un subiect interesant. Scrieți două sinonime pentru catatârg. Na, poftiți. Na, dar luați. Bă, dar am citit greșit că nu e catatârg, e catatarg, nu? Că e catarg. Da, catarg. Evident. Catatarg. Uite cum își bate, uite cum își bate joc de mine. Uite ce e Diana, săra. Da, i-așa dat seama. N-am vrut să... Noi dau bloc și Noi ne ținem aici să nu zicem și tu. La nudiști se poartă mască? Radu, la nudiști se poartă chiloți. Cum crezi tu că se poartă mască? Adică pe bune. La nudiști se poartă serios, doar mască. Doar mască. Să fie safe. Sincer, acum, mă încercați să vă... De unde v-a zis? Păi noi afară suntem. Nu duc afară. Nu mă duc afară. Sunt afară și nu am inspirat deloc, Dan, ăsta, Marius. Scuze. Eu acum sunt afară. Am văzut. Deci nu e că linci afară, nu-i interesează. Nu e. Nu e de la aer. Marius, hai, coboară jos. Stați, mă. Stați puțin să vorbim de spectacolul din 5. Da. Belelenger, foarte bună asta. Belelenger, corect. Și asta poate fi. Da, Belelenger. Poate să facă, poate să fie Pisternac. Bistrnac. Strumemeleag. Și asta e drăguță. Strumemeleag. Poate să fie mai multe. Deci, pe 5 ne vedem. Mai sunt doar câteva bilete de vânzare, să știți. În rest s-au ocupat locurile. Și pe 5 vom avea și pe colegul Luca, talentatul pianist Luca, care este în spatele lui, care va cânta cu noi. Mă rog. Nu, va cânta la plan. Strumeleag învârtoșat, frumos, da. Lui Marius stă bine cu perdeaua caval. Da, cavalul de urmă. Mersi, Laura, mulțumesc mult. Ce e Astrava? Că mi-e cunoscut, dar nu mai știu ce e. Nu știu. Hai să mă uit să văd câte bilete mai sunt pentru 5. 20 și ceva. Te-ai uitat-o?
Haide, dacă prindem Dumnezeu și prindem pe 5, Ilona, Ilona Dan, Ilona Dan. Da. Dacă prindem Dumnezeu și prindem pe 5 o seară ca asta, ne-am scos. Da. Dar ce are seara asta? Seara asta e seara mare. Mă ceartă Călin, mi-e frică de Călin acum. Eu nu mai spun nimic, că mi-e frică de Călin. Călin cred că a plecat de mult. Nu, 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 a întrebat acum că e la... Să ne inspirăm de afară și eu sunt afară și nu mic. Puneți o bere cine e pe live-ul lui Marian Borța. Uite, să punem un emoji cu bere. Haideți, vă rog, haideți, bă, puneți naibii bere, aia, ce naiba. Băi, dar iertați-mi incultura, dar cine este domnul ăsta, Marian Borcea? Nu știu, eu o să caut acum că stare curioasă. Dar cum poți să fie? Ne-a prostit, cred că exact asta vrea să facem, să întrebăm cine e ăla. Vezi cum ne-a prostit? A, ca să intrăm pe live-ul lui domnul ăla. Intrați, da. Măi, rog eu, intrați pe live-ul lui Borcea, dacă vrea. Dar chiar e live-ul. Live pe nisipurile de aur. Uite cum arată profilul domnul Marian Borcea. A scris la nivel domnul Cristian. Păi e mult mai profi, mă. Și e ca are, are 18.000,5. Ca afară, clar. Am înțeles. Auleu, mă duc la teatru. Bă, acum e, chiar e super mișto. De ce live-ul face omul ăsta e mor de la... Acum trebuie de la Sunny Beach, adică are de la Sunny Beach. Uite, merge. Din Bulgaria. Merge. Uite, Mocanu Adrian este deja acolo, s-a dus. Poftim, adică nu există, frate, are de la Sunny Beach, are de la Amsterdam, Olanda, Amsterdam, de la Perla, de la Perla Olandei, mor de vânt în Olanda, are orașul universitar, viața de noapte, Sunny Beach, nisipurile de aur. Bă, n-ai cum, adică noi nu umblăm pe acolo, iartă-mă. Dar n-avem cum să ridicăm la... Ce să fac? Două de la Kerhana, două de la plaja de nudiști, că nici de acolo nu pot să fac, că se vede... Doamne, iartă-mă, cine mai știe ce? Deci, e bune. Deci, Luna, mâine, pariul mare este să vedem dacă avem curaj să mergem la... Nu duc, exact. Și mâine seara... Cine are curaj să facă pasul până eu la capăt? Ăla câștigă? Ai curaj? Am. Pe mâine. Tău, că mâine faci plajă la mâine. Aveți curaj? Da. Ai curaj? Hai, aveți curaj? Marius, hai, mă. Hai, mă. Eu fac acolo, fac Insta Story. Hai, nu, Dan. Da, nu e statorită. Nu, mă, pe bune, hai să mergem, vedem. Eu n-am nicio treabă, eu merg. Eu am, păi n-ai nicio treabă că ești în vacanță. Eu am treabă, că am de alergat, am groază treabă. A, și ți-e frică că dacă alergi, nu mai poți să... Ilona, se întâmplă niște chestii. Tu n-ai făcut sport. Se umflă mușchii și îți spune ce se întâmplă. Sângele de unde ar trebui să fie se duce în mușchi. Băi, eu ar fi foarte fani să mă îndemnă. Sunt foarte mulți oameni cu mușchi foarte mari, dar care nu au rămas fără... Hai. Fără. Am făcut o oră când am zis cu toate. Eu vreau să închei. Mă închei mulțumind. Dan, Marius, veniți aici jos să facem o încheiere frumoasă, că suntem toți. Închideți laptopurile și veniți, că eu las deschis aici și să ne luăm la revedere de la oameni toți ca un... Toți ca unul. Hai, Danuț. I just wanna fuck bad bitches. All the nights I never had bitches. Tu tot de ăla râzi, nu vă supărați, dar sunteți cretin rău de tot. Marius și Ilona, în special. În special. Pe 5 septembrie. Da, sunt dinamovist și sunt mândru, dar doar... Acesta este steagul Canadei. Dar sunt dinamovist, da. Fără... Sunt mândru. Ia, domne, unde s-a stricat? Păi trebuie să-i dai de aici. Și am să închid totuși, nu? Mai ales coboară mai greu. De la o vârstă... Îl ține un genunchi, are... Uite, asta e poza noastră de vacanță. Dacă vreți să vă faceți poză cu noi, să aveți poză cu noi din vacanță. I-a plecat rotula lui Marius și merge mai greu. A vrut să nuate până la geamandură Marius și de acolo s-a dus. Așa. Asta e poza noastră de vacanță. Poza de vacanță. Asta e poza pentru Instagram care se face acum. De vacanță, poza cu noi din vacanță, din de la vacanță. Mama Veche. Și nu încheiem înainte să-i mulțumim gazdelor noastre. De la Sunny Border. Exact. Mulțumim care ne-au pus la dispoziție și super internet să ne facem emisiunea. Super...
Dar cine să trăiască? Cine să trăiască? Sani Bodă. Hei, hei, hei. La revedere, bună, la revedere, seara, la seara și numai bună. Bine. Ne vedem pe Vlad Ranudiș și pe 5 septembrie. Și nu mai intrați pe fustiala asta sinistră. Mergeți la Brațul Borcea, la alte bloguri. Călin, te iubim, Călin, Călin, te iubim. Vino pe 5 septembrie. Are la 9 cămăși pe 5. Dar asta de mână. Mamă, ce frumos miroși, Ilona. M-a spălat. S-a spălat și-a odată. Mamă, ai mers? Ai scoit? S-a speriat asta. Da, Ilona, ce frumos. S-a spălat și miroase. A fost scurt, bă, dar... Generic, că mă omoară, da, a fost scurt în seara asta, dar măcar a fost prost. Da, așa că, măcar atâta, Doamne ajută. Bă, eu și o chestie. Să fie scurt și... Și prost. Și intens. La revedere. Salutări din vamă. Cristi Puiu a zis că... A, nu, nu citim asta. Că ce, până la urmă, ce contează ce a zis Cristi Puiu? Că dacă ne luăm după ce spune el, o să ajungem să mergem în mâini pe adevărat, calea victoriei. Serios. Aveți grijă. Dă-ne mai finalul. Welcome in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem. Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelat, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Dezdemona. Sunt doar Marius și Ilona. Ia mă, cine e? Cristian Călin? Dacă nu mi ți-l găsesc eu.